Moartea lui George Floyd a afectat-o foarte puternic și pe Lizzo, care nu a mai rezistat și și-a exprimat părerea în mediul online. Vrem ceea ce am vrut întotdeauna de la începutul acestei nenorocite de țări, aceleași drepturi pe care toată lumea le are, a spus ea. Am încercat să fiu echilibrată în tot acest timp. Nu este atât de greu de văzut. Cei care nu văd, nu vor să vadă. Nu mai am empatie pentru cei care sunt incapabili să vadă. Oamenii de culoare au obosit, suntem atât de obosiți. Pericolul naționaliștilor albi care împușcă oamenii pe străzi și dau cu mașina peste ei. Cum să nu vedem unde este problema? De ce toată lumea din media este atât de politică? Nu vorbim despre o problemă politică. Este mult mai profundă decât politica. Există în venele acestei țări. Rasismul îi curge prin vene, a continuat Lizzo.